Mai greu decât ați crezut la început? Nu neapărat mai greu, că din punctul meu de vedere să treci. A fost o singură echipă pe teren. Echipa oaspete n-a avut nicio situație măcar de a marca. Am dominat jocul de la un capăt la altul. Sigur că în ultimii 20 de metri ne-a lipsit un pic inspirația, calitatea, dar am avut. Ca joc sunt foarte mulțumit. Am spus, ne trebuie calitate. E destul de dificil. Am preluat o stare de fapt. E greu să faci lucrurile să meargă cum îți dorești tu, fără să fi fost cel care ai construit, care ai, știu eu, făcut selecția. Dar ne străduim. Nu pot decât să-mi felicit jucătorii, cei care au fost în teren astăzi. S-au bătut, s-au străduit. Păcat că n-am reușit să-mi scriem decât o singură dată. Avem un jucător plecat la spital, încă unul cu nasul umflat, rupt. Arbitru, în schimb, trimite antrenorul la echipa gazdă în tribună, că parcă asta era cea mai mare problemă. De pe margine pare că sunteți vânat, oarecum, ce obține așa apărut astăzi. Ce s-a întâmplat la probabil, mereu e cu ochii lumea pe mine, dar am spus, eu nu jignesc pe nimeni. Atunci când îmi stric și eu câteodată frustrările, nu o fac înjurând sau mai știu, jignind pe cineva, toate de tot. E posibil să, câteodată să depășesc o anumită limită, dar în niciun caz să jignesc pe cineva. Era atunci când sunt trimis imediat în tribună, pentru că cine știe ce scaun s-a mișcat de pe banca de rezervă, eu cred că important e jocul din tribună, din teren, nu ce se întâmplă pe bancă. N-a fost un joc care, sau la media cel puțin, eu nu văd oameni care să sară pe garduri, să sară la bătaie sau nu știu ce. Eu cred că spectacolul din teren este cel care trebuie să primeze. Iar antrenorii trebuie să stea pe bancă, jucătorii să stea în teren, spectatorii în tribună și arbitrii să-și vadă de treaba lor. Asta cred eu că e cel mai bine. Motivul care a fost? Că am lovit un scaun. Deci ăsta a fost motivul. Am lovit un scaun cu piciorul. Da, asta este. Și cred că trebuie să-l primiți. Da, cred că îmi dă și închisoare pe viață.